singurii oaspeți și recunosc că m-am speriat prima oară. Sunt oameni pe marginea drumului cu bidoane care ne cer apă. Primul elefant! Hope! Wow, beautiful name! Pentru mine Namibia n-ar fi arătat neapărat așa. Oh, splendoare! Cu siguranță e cel mai interesant camping în care am stat noi vreodată. Punem carnea direct în tigaie. Bună dimineața din Namibia! Am reluat viața la cort, într-un loc idilic puțin spus. Este ora 8:30 dimineața și ne pregătim acum să părăsim campingul ăsta. Am ajuns aici cu oarecare peripeții, pentru că noi am venit în zona asta, de fapt, pentru un alt camping. Pentru cel în care o să stăm diseară. Da, și era plin când am ajuns, dar înainte de a pleca de aici, vreau să vă arăt puțin unde am dormit noi. Am fost singurii oaspeți și recunosc că m-am speriat prima oară, pentru că nu știi niciodată la ce să te aștepți, dar s-a dovedit a fi o experiență de milioane. Uitați-vă cum arată formațiunile astea stâncoase din jurul nostru și când am ajuns aici, mi-am pus întrebarea, oare în locul ăsta a trăit regele Leu? Împreună cu familia lui, mi-l imaginam cum merge pe aceste pietre uriașe. Bine, nu mi-aș fi dorit neapărat să se întâmple lucrul ăsta azi noapte. Acesta e campingul așezat între doi pereți de felul acesta. Toalete aici cu dușuri, cu apă caldă, în zona asta e bucătăria, vedeți că e ferită de soare. Știți care a fost singura problemă aici? Țânțarii ne-au dat mari bătăi de cap, mai ales acum, dimineața și seara, când nu bate vântul, pur și simplu ne-au invadat și sperăm să plecăm de aici în siguranță, fără niciun fel de problemă. S-a schimbat complet peisajul, e mult mai verde în zona asta, dincolo de rocile acestea colorate. E o altă față a Namibiei și am să vă las acum câteva imagini filmate pe drum cu impresiile noastre din Swakop și până aici. Stați că am oprit acum și am văzut niște oameni care cereau apă. Hi! Water, yeah? Just hungry, please. No, only water. Sorry. Da, tocmai am văzut câțiva oameni care cereau apă pe marginea drumului. Erau din tribul Himba. Am oprit mașina și le-am dat o sticlă cu apă rece. Cred că s-au bucurat. Oricum e o căldură afară teribilă. S-a schimbat complet clima, zici că am schimbat din nou țara. Am plecat din Swakop și mergem către partea de nord a țării, iar acum traversăm o zonă foarte interesantă unde am văzut câteva sate ale triburilor Himba și culmea e că de asta nici n-am putut face primul intro, că sunt oameni pe marginea drumului cu bidoane care ne cer apă și am oprit să le dăm o sticlă. Dacă știam, probabil cumpăram și noi mai multă apă de la magazin și le dădeam celor ce au nevoie. Mi se pare extrem de cald afară. Iar această mașină are de toate în afară de termometru. Nu putem să vedem temperatura. Nu o arată nici în bord, nici pe acest display. M-am uitat în toate meniurile. Nu există acest indicator de temperatură. Și mai avem 118 km până la destinație. Wow! Da, vin câteodată niște dealuri că îți dau emoții, nu știi ce se află pe partea cealaltă a drumului. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, e gratis
și să activați clopoțelul pentru a primi notificări din viitoarele noastre călătorii. Și un like. E gratis și acesta și ne ajută foarte mult. Și găsim inclusiv triburile Herero aici. Nu știu, ne e teamă să oprim așa pur și simplu pe drum, să stăm de vorbă cu ei random, fără a avea un ghid cu noi. Se pot întâmpla multe. Sunt locuri exclusiv turistice, nu cred că sunt adevăratele triburi. Adevăratele triburi nu trăiesc aici la stradă și nu fac semne turiștilor să oprească, cred eu, nu știu, poate că mă înșel. Apropo de oamenii, Himba, l-am întrebat pe băiatul care deține acest camping, care, apropo, a avut nevoie de aprobarea regelui tribului care locuiește în zona asta și la care o să ajungem puțin mai târziu. Ce se întâmplă? Ce-i cu atâția Himba pe marginea drumului? Și se pare că ei au părăsit zona aflată la granița cu Angola, unde locuiau de regulă. Le-au murit animalele pentru că era secetă și, mă rog, în căutare de apă și de hrană, doar că au văzut o oportunitate în tot ce înseamnă albi, a spus el, eu spun turiști, și stau pe marginea drumului și de multe ori nu au intenții neapărat bune, adică ok, poate am nevoie de apă, dar în același timp ne-a recomandat să nu oprim lângă ei, ci să mergem mai departe și să lăsăm jos dacă avem vreun pachet să le oferim. În niciun caz să coborâm și să stăm la povești cu ei, pentru că poate lua o altă întorsătură povestea asta. Și în niciun caz să nu le dăm bani, pentru că le place alcoolul foarte mult, așadar alimente sau apă sunt binevenite. Frumos, frumos tare, ca o poveste africană s-a simțit tot locul ăsta. Am pornit la drum. Pe lângă faptul că am trecut printr-un sat, ajungem și într-un aeroport. De multe ori, turiștii aleg să se deplaseze cu avioane de mici dimensiuni între destinații. Probabil că vă întrebați unde mergem noi acum, că suntem in the middle of nowhere. Ei bine, zona asta este recunoscută datorită elefanților de deșert. O specie care s-a adaptat condițiilor aride din Namibia. Bine, noi n-am venit aici de capul nostru, ci băiatul de la camping ne-a trimis Leslie într-un loc special unde se pare că pot fi observați. Așadar, ține-ține pumnii să-i vedem. Dacă la începutul secolului al 20-lea aici se găseau peste 3000 de elefanți, în anul 2013 au fost numărați doar 600, dar în Africa, în momentul de față, la fiecare 15 minute este ucis un elefant și asta din cauza goanei după filde și undeva la minim 100 de elefanți sunt omorâți zilnic. Nu doar că suntem în deșert, dar ne aflăm la intrarea într-un sat care arată interesant, adică pe partea dreaptă e destul de dezvoltat, sunt câteva clădiri, vedem un rezervor mare de apă, iar în partea stângă sunt niște colibe, exact cum am văzut tot drumul din Swakop și până aici. Acum chiar că suntem în mijlocul pustietății, pentru că am condus vreo 40-50 de kilometri de la campingul nostru, care era așezat totuși lângă șosea, dar oamenii ăștia trăiesc foarte, foarte departe și cu toate astea au curent electric, vedeți? E o barieră aici cu pietre, nu putem trece mai departe fără să ne trecem într-un caiet și oamenii ne recomandă să luăm un ghid local pentru a vedea elefanții. Nu știu ce să spun, a trebuit să plătim $400 namibieni, traversarea comunității. De aici avem aproximativ 4-5 km de condus până în punctul în care vom zări elefanți. Oh, și priviți cum locuiesc oamenii în case din chirpici acoperite cu tablă. Chirpici, o formă de a spune, dar e nisip amestecat cu apă. Ce fac oamenii normali la ora 10 vineri? Beau o cafea cu colegii, cu prietenii. Ceilalți caută elefanți în deșert. Ce anormal. Ce anormal, da. Primele semne că sunt elefanți în zonă, am găsit bălegar. Și acum haideți să vă spun ceva amuzant. În zona asta stau cu geamul închis pentru că am văzut atât de multe filmulețe pe internet cu șerpi care îți cad din copac fix în mașină dacă ții geamul deschis. Și
Sincer, în momentul de față, asta e cea mai mare temere. Eu atât pot să spun că răsuflu ușurat. Am văzut două mașini de safari pline cu turiști care au fost să vadă elefanți și chiar i-am întrebat, ok, mergem noi aici în neștire, dar avem vreo șansă să-i vedem? Și ne-au spus, da, mergeți tot înainte. Așadar, încep să am emoții cu privire la întâlnirea asta magică a elefanților văzuți de noi pe cont propriu, fără a fi într-un safari, așa cum s-a întâmplat în Serengeti, în Tanzania. Suntem înconjurați de cele mai înalte creste montane ale Namibiei, de munți de granit. De fapt, noi abia acum câteva minute am intrat pe albia râului și pe aici trebuia să mergem încă de la început, pentru că șansele de a vedea elefanți sunt foarte mari. Primul elefant! L-am văzut! E un pic departe de noi, se vede așa printre copaci, dar incredibil! Se ascunde probabil de soare, că e foarte puternic aici și extrem de cald și se aud și niște păsări în partea stângă. Mănâncă, este la micul dejun. Hai, uriașule, vino spre noi. Nu vreau să vină spre noi. De ce? Eu vreau să vină spre noi așa cu pași mici, să-l vedem în toată splendoarea lui și să fie prietenos. A, mai e o mașină acolo, s-ar putea să mai fie. Pe principiul unde e mașină, sunt și elefanți. Bine, noi suntem singurii cu mașină normală, cort deasupra, nu mai spun că toată lumea aici a venit într-un tur organizat, frumos, cu ghid, cu mașină de safari. Partea... Uite, a, nu, scuze, alarmă falsă. Știți cum suntem acum? Ca niște vulturi. Chiar suntem norocoși, având în vedere că am văzut un elefant din 600, adică șansele sunt destul de mici. O să întoarcem acum, pentru că am mers destul de mult, câteva ore bune. În mare, un elefant își petrece aproximativ 55% din timpul său mâncând și consumă între 4 și 6% din greutatea corporală zilnic. Ce este interesant în cazul speciei elefantului de deșert este faptul că și-a dezvoltat un sistem prin care stochează apa. Gândiți-vă că ei pot bea odată între 170 și 230 de litri de apă și mă refer aici strict la adulți. Am ajuns în sat unde oamenii vând tot felul de produse realizate de ei. Fiecare casă are câte o masă, câte un stand. Foarte drăguț. $100 namibieni costă o brățară, $200 namibieni acest elefant realizat din lemn, niște păpuși realizate din material. Eu am crezut că sunt din piele, nu de elefant, dar sunt frumoase. E un fel de dovleac acesta pe care îl mănâncă atunci când e verde, pentru că ar conține foarte multă apă. Își stăpânește setea cu el, dar acum l-au transformat în instrument muzical. Cred că semințele s-au uscat în interior și sună precum un instrument muzical. Și acesta e la fel, un... dovleac. Tot un dovleac, da. Squash. Interesting. Ce spuneți? E frumos colierul? Da, stă bine. Cred că o să mi-l cumpăr, nu-mi dau seama cum arată, dar e frumos. Îi ajutăm în primul rând pe ei, ca și comunitate, și apoi e un suvenir foarte frumos de aici, din Africa. Am găsit și câțiva copilași aici, sunt foarte drăguți, ador părul lor. Au mai venit alți trei copilași aici, foarte curioși. Hello! What's your name? Reason. And yours? Hope. Wow, beautiful name. And yours? Chigini. My name is Andrea. Andrea. Yes, and I'm from Romania. It's very, very far away from here. Se joacă aici în nisip, în deșert. Bye! Thank you, bye, see you! Le-am dat ciocolată și mai aveam noi niște mere plus prunele cumpărate din Swakop și i-am făcut atât de fericiți, Doamne! Deci și pe părinți și pe copii, dar copiii săreau, țopăiau în sus de bucurie, nu mai puteau, nu știau cum să reacționeze, ce să facă, ce fruct e ăsta, că se uitau la el, wow! Ciocolata din România, din Brașov, a ajuns aici în Namibia și a făcut câțiva oameni fericiți.
am ajuns în locul în care trebuia să campăm noi azi noapte. De fapt, găzuiește și un lodge, doar că aici o noapte costă $500 americani și am optat pentru varianta cea mai ieftină, și anume aceea de asta tot în cort. Partea bună e că ne putem bucura și de facilitățile oferite de lodge. Wow, ce priveliște are! De fapt, noi am stat fix după acest munte, că era în partea stângă la noi și acum e în față. De obicei, dacă ești cazat în zona de campinguri, nu prea ai acces la restaurant, dar acum, pentru că nu e multă lume, e low season, avem voie să stăm, să mâncăm, să bem ceva. Dar, uitați-vă, piscina e chiar aici, nu se vede prea bine. Și nu cred că avem acces neapărat noi, că noi avem piscina noastră. Am fost adineauri la toaletă și am fost mută de uimire, că nu-mi imaginam că o să arate așa. Deci este outdoor, efectiv. Stai afară, printre aceste formațiuni. Și recunosc că m-am uitat stânga, dreapta, în față. Oare nu e nimeni? Au integrat perfect acest lodge în mediul natural, printre pietre. E o șopârlă acolo, nu cred că o puteți vedea. Asta este doar toaleta restaurantului. Foarte fain arată, îmi place. Și, sincer, dacă n-ar fi costat atât de mult pe noapte, m-aș fi gândit de multe ori înainte dacă optez pentru noaptea la cort sau pentru o noapte într-o cameră de-a lor. Nu vă imaginați cât de cald e. Ne spune telefonul că sunt 40 de grade, dar la umbră, vă dați seama, probabil că la soare, adică sigur, e mult, mult mai cald. Bine, acum ne-am oprit să ne prăcorim puțin, să bem ceva cu gheață, că se cere. Și ne-am luat și de mâncare. Avem un meniu aici, doar că nu sunt prețuri afișate. Adică cine vine aici, probabil că nu e interesat cât costă sau poate au totul inclus. Da, având în vedere că noi stăm la cort, ne permitem. Nu știu cât de mult am voie să mă apropii de piscină, dar vă arăt așa puțin, puțin de tot cum se vede printre stânci. Da, ăsta e unul dintre avantajele de a sta în lodge-uri, de a te bucura de toate privilegiile, restaurant, piscină, spa, condiții bune, răcoare în primul rând, că na, în cort mai faci și saună câteodată. Mergem acum într-un viewpoint, cred că e situat undeva la înălțime, de unde vom vedea și mai bine tot ceea ce ne înconjoară. Oh! Ce frumos se vede! A, și inclusiv aici e, voiam să zic, un bar. Dar nu, e o zonă amenajată cu perne, șezlonguri probabil, atunci când nu e foarte cald. Dar au și un bar, adică poți să bei ceva în anumite intervale orare. Mă gândesc că nu e deschis chiar tot timpul. Și acolo sunt scaune. Cine știe, noaptea ies oamenii și admiră cerul înstelat, Calea Lactee. Poate au și persoane specializate care le vorbesc despre stele, galaxii și așa mai departe. Doamne, cum arată locul ăsta! Oare noi au bolovanii aceia la vale? Că sunt cam înclinați așa. Mi se pare fabuloasă vegetația de aici, pentru că vedeți, pe alocuri ea, mă rog, e îngălbenită, dar atunci când plouă, cred că este verde. Splendoare! Cam asta se vede din spate și cred că fiecare cameră are super priveliște. Dacă mă întrebați, pentru mine Namibia n-ar fi arătat neapărat așa, ci ar fi fost doar zona de deșert pe care am văzut-o și zona de coastă, pe care la fel am văzut-o până acum. Deci când o să mă fac mare, vreau să vin și eu la un astfel de lodge și să mă bucur de toate beneficiile, privilegiile, facilitățile. Adică să vezi Namibia și din perspectiva cealaltă. Nu cred că e rău deloc. Bine, acum cea mai ieftină cameră, standard, îi spun ei, dar am înțeles că ne ofereau altceva, nu neapărat standard, ci de lux, costă $500 pe noapte. Nu știu dacă ai și cina inclusă, dar micul dejun sigur este inclus. E redusă la jumătate, din câte am înțeles, față de perioada normală. Dacă era 150, maxim, să spunem 200, nu stăteam pe gânduri, pe cuvânt, că o luam așa. Da,
sunt și mai curioasă să văd cum arată locul de campare. Oricum, toate întâmplările de astăzi mi-au amintit de Sri Lanka și de Sighiriya. Nu știu câți dintre voi ați văzut, doamne, era să cad, vlogurile filmate atunci, dar tot așa arăta și zona în care puteam întâlni elefanți sălbatici, evident, foarte ușor. Acum mergem să luăm și noi micul dejun și prânzul 2-in-1. Ion tocmai a avut parte de o dezamăgire când i-am spus că partea noastră de camping nu e aici. Noi nu stăm chiar aici, lângă resort, lângă lodge, ci va trebui să ne mutăm mai la vale, la intrare chiar, acolo unde-i poarta. Și-a luat Ion un burger de vită. N-am putut rezista. Inițial am spus că nu o să mănânc acum, o să mănânc mai târziu, pentru că am de editat. Dar am văzut la vecinii noștri că și-au luat burger și n-am rezistat. Iar eu mi-am luat o salată cu avocado, nachos, fasole, porumb și, mă rog, alte legume, brânză, cred. Super priveliște. Asta cred că e cel mai fain prânz pe care l-am luat în ultima perioadă, în Namibia. Haideți să vă arăt piscina, pentru că vreau să profit de faptul că nu e nimeni. Splendoare! Cum e să stai aici în apă printre bolovanii aceștia imensi și să te bucuri de o priveliște uimitoare? Și după îndelungi așteptări ne-am preluat locul de campare să vedem dacă a meritat așteptarea, rezervarea și toată frustrarea de ieri. Ce bine arată! Avem super priveliște pe partea asta și pe partea asta, adică suntem răsplătiți din toate părțile. Bine, celălalt camping era mai wild, așa să spunem. Ăsta este mult mai bine amenajat, avem facilități, avem umbră și o masă. Deja m-am îndrăgostit. Avem curent, condiții de lux, clar. Nu mai plecăm. Avem și piscină, din păcate e în renovare sau din fericire, cred că mai degrabă din fericire, pentru că în felul ăsta avem acces la piscina resortului și nu știu dacă mai ajungem astăzi, dar mâine sigur. Aici putem să gătim, au vrut să ne dea și lemne pentru foc, sunt gratuite, cred că intră în prețul pe care l-am plătit. $20 de persoană a fost aici, un pic mai scump, dar vine cu niște facilități la pachet și avem baie privată. Ce bine! Am ajuns în rai, clar, eu nu mai plec de aici, Ion, te anunț. Dar uite, vezi cum ai apă caldă? Stai că vin imediat. Toaleta, dușul pe care l-aștept. Din păcate, sau din fericire, cum ar zice eu, nu avem oglindă, dar vă spun un secret, cât am stat acolo în lobby, două șopârle și au făcut de cap în părul meu și, sincer, visam la momentul ăsta să preiau locul de campare și să fac un duș. Da, sunt norocoasă. Pe mine mă fascinează culoarea ierbii de ea, vă spuneam, de acolo de sus, din punctul panoramic al lodge-ului, că mi se pare excepțională și dai seama cum e atunci când e totul verde. Hai să vedem, apa caldă, deci ne încălzesc cu foc, e boiler. Am văzut eu că erau niște băieți aici de la departamentul tehnic, mentenanță, nu știu exact. Partea bună, știți care e? Că am mirosit locul ăsta, sau mă rog, am știut de el de la cineva din comunitatea noastră, fotograful călător, căruia îi mulțumim că ni l-a recomandat. A fost aici în Namibia, are aici și vloguri, da. Am venit pe urmele lui aici, că puteți căuta pe Instagram și pe YouTube. Inițial am rezervat o noapte și după aceea, stând acolo la
restaurant, la loge, am zis, hai să mai luăm una, că e prea frumos locul ăsta, să plecăm așa. Da, dacă tot nu avem bilete de avion de ieșire din Namibia, noi așteptam pentru o viză, planurile noastre s-au schimbat, avem acum timp la dispoziție, ne-am mai prelungit mașina, chiar astăzi am dat mail la compania de închirieri. De la 8 zile am prelungit-o la 10 și asta înainte să o preluăm, după care am mai luat-o încă 5, adică 15 zile, din care 3 le-am dormit la loge, dar 12 nopți în corp în Africa. Cum sunt pietrele astea aruncate aici, colo, vedeți și voi, se sprijină unele de altele, adică e un loc special și foarte interesant și inclusiv baia noastră, nu știu dacă vedeți pentru că filmez contra luminii, e lipită de o stâncă, da, e lipită, că nu e săpată, deci totul se desfășoară și este construit în jurul lor. Începem să ne organizăm și gătim în seara asta. Gata, ne apucăm de treabă, am avut parte de un apus superb, se mai vede puțin. Încă mai avem. Da, se mai vede puțin din culoarea cerului. Îmi place enorm de mult acest camping, mulțumesc încă o dată fotograf călător pentru recomandare. Cu siguranță e cel mai interesant camping în care am stat noi vreodată, din toate punctele de vedere. Și cum mulți dintre voi ne spuneați pe Instagram, ne simțim ca în Flintstone, ca în epoca de piatră, cu aceste pietre în spatele nostru. Și chiar mă uitam, atenție, ia uite bolovanul acela rotund. A, da. E cât pe ce să pice de acolo. Mi-ar fi frică să stau într-un camping mai încolo. La ăsta te referi? Da. Mă uitam la cel mic. Nu, cel mare. Dacă îl împinge cineva. Nu. E exclus așa ceva. Da. Una peste alta ne-am apucat de treabă, dar nu o să mâncăm orice. Ne-am făcut provizii pentru două seri, iar în această seară o să vă arătăm ce mâncăm noi aici. Mai exact, o să gătim vită Wagyu, pe care am plătit, atenție, 133 de dolari namibieni. Sunt 340 de grame. Gata, cărnița. Acum urmează să o punem pe foc. Stați să vedeți cât de ușor se prepară acest tip de carne. Am pus tigaia la încins, punem carnea direct în tigaie și o lăsăm câte 3 minute pe fiecare parte. Și gata, cina este servită. Eu m-am ocupat de salată, Ion de friptură, cam așa, da. Cerul de spectacol. Miroase fenomenal. Namibia de tot. Namibia, da, să aibă grijă de noi. Vai, ce bine arată. Asta e a mea, mai în sânge așa, și asta la altă dată. Cum se vede cerul în spatele tău? Deci da, top, experiență de top. O să ne amintim la bătrânețe de momentele astea trăite în campingurile din Namibia. Și condimentez această masă cu o bere Winduk. Poftă mare. Cheers. Poftă mare.